În toamnă. În ce dată? În luna noiembrie. Noiembrie, dar rămâne la discreția președinte. În dependență de situații, de probleme pe care le avem. Termin campanie 60 de zile, așa cum prevede codul electoral. Să înțelegem că așa veți semna un decret sau o să vă mai gândiți? Noi am discutat în cadrul alianței, am ajuns la înțelegerea că 21 noiembrie. Dar vedeți că situația e de așa natură că apar probleme și atunci rămâne la discreție. Oricum, după Constituție, eu hotărăsc. Și am înțeles că 21, dar la discreție președinte. Dacă o să apară motive cea serioasă pentru a amâna o săptămână sau două sau mai devreme, mă rog, o să vedem. Dar e luna noiembrie, 21 noiembrie. Dar că avizul va fi pozitiv. Circumstanțele sunt toate absolut. Președintele n-a fost ales, anul e expirat, termenul rezonabil e normal, nu este încălcat. Nu trebuie prin ședință, asta ține doar de competența președintelui. Nu are Parlamentul nimic comun. Rezolvarea și data legilor prin decretul președintelui. Dar când? În câte ședințe de Parlament vor mai fi? Păi dacă 21 noiembrie, deci înseamnă că putem activa încă două săptămâni. Dar proiectul legii bugetului cum va în această sesiune sau? Să vedem. Și aceasta este o problemă care trebuie să analizăm, să vedem dacă este gata. Sunt probleme, de ce și rămâne să vedem. Când iau decizia. Нет, не один только пробует. Я сум пентру дрепту на экспримаре. Че спуним окану, треба спун фирме. Че тонч, ктоци, тем спуни, да? Ято, аша есть. Декларации. Виналетия, да? Credeți că termenul, perioada pentru campania electorală de 60 de zile este potrivit sau credeți că trebuie una mai mică, o perioadă mai mică? Nu, reieșind din faptul că când s-au făcut modificări în codul electoral, s-a consultat Comisia de Aveniențe, Partidele Politice Extraparlamentare, Societatea Civilă, mai facem noi acum să modificăm. Cu toate că avem o normă constituțională de pagini de zile, în cazul că nu este format guvern. Dar odată ce noi am făcut aceste modificări în iunie, deci trebuie să devenim. Trebuie să oferim posibilitatea și comisii electorale să activeze mai leger, nu să schimbăm. Cred că e bine așa. Dar Partidul Liberal va merge singur în campanie sau este comună? Împreună cu colegii din partid. Împreună cu colegii din partid. Din partid. Și această propunere, dar argumentele care le-am adus eu, colegii au fost de acord.